Vă salutăm. Suntem pe Salutare! ultima 100 de metri înainte de campionatul național de semi-campo, care va avea loc sâmbătă, pe 9 martie, la Sala Apollo în București. Avem un lot de 8 sportivi, numai copii și juniori. Sperăm ca de data asta, fiind și prima competiție pe anul acesta de semi-campo, campionatul național, așa cum a zis și maestru, să facem o figură bună, să avem rezultate deosebite și să ne urcăm cu toții pe podium. Seniorii se pregătesc în continuare pentru Liga Mare a kickboxingului și le urăm succes lor și nouă. Cum a fost această perioadă, prima competiție oficială în acest an? Vă referiți la perioada de pregătire? Da. Perioada de pregătire a fost destul de încărcată, zicem. Noi am desfășurat antrenamente în comun timp de o lună, două luni de zile, dacă mai țineți bine minte, am început cu sparingul de la Herculane. Mergem în continuare, avem un an, exact cum vă spuneam, și la început anul destul de greu din punctul ăsta de vedere, foarte multe competiții și încercăm să putem de bine să facem rezultate, să avem rezultate frumoase. Și care e obiectivul la acestei primii Păi venind după Alba Iulia, după o competiție unde am rulat mult sportiv, câteva zeci, obiectivul ar fi calificarea a cât mai mult sportiv la lotul național, adică obținerea locurilor 1 sau medaliei de aur. Pentru că în luna aprilie are loc campionatul mondial de campo care se desfășoară în Antalya. Mulțumesc.